Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România, unde polițistul Ismană a fost prins cu șpaga la ciorap. De ce îi zici așa? De ce îi zic cum? Șpaga sau Ismană? Ismană. Așa îl cheamă pe dânsul. Îl cheamă Nelu Eduard Ismană. Ah, ok. Da. Nu poți inventa un astfel de titlu. Polițistul Ismană a fost prins cu șpaga la ciorap. Eu știam că se zice Ismană, dar, mă rog, dânsul s-a mai modernizat un peu și atunci Ismană. Ismană. E vorba de un polițist de la rutieră din Timișoara care tocmai a încasat o condamnare pentru luare de mită, după ce a încasat și mita. Pe domnul polițist, cum spuneam, îl cheamă Nelu Eduard Ismană și la percheziția de la reținere, procurorii i-au găsit șpaga la ciorăpel. 100 de euro abia luat de la un șofer care n-avea ITP-ul. O sutică. O sutică la ciorăpel. Și eu mergeam cu banii în ciorap când eram mic. Nu. Mi-era frică să nu-mi ia. Eram mic. Aha. Și nu se prindea nimeni. Să nu-mi ia golanii. Aha. Și aveam banii împăturiți și da. Cred că eu am încercat. La un moment dat i-am purtat și sub tălpicul de la pantof. Asta am încercat eu odată, dar n-am sub tălpicul de la pantof. Am greșit. Că mi-a zis cineva că să-i pui la talpă. Și n-am greșit, ci am pus, cred, pur și simplu pe talpa, pe tălpică, înțelegi? Nu de desubt. Ok. Și erau bani de hârtie și cred că s-au distrus. Da, nu era o sumă mare, dar și tot așa era mic. Tot de frică să nu-mi fure golanii la școală. Nu, nu, că se întâmplă o tragedie. În fine, haide. Domnul Ismană nu de asta. Domnul Ismană era pascundere, pur și simplu. Domnul Ismană să nu-i, da, să nu-i ia procurorii, asta era teama lui. N-a recunoscut nicio clipă că banii erau din șpagă. A declarat că de fapt pusese banii acolo ca să ia cadouri de 8 martie. De unde și vorba, am pus bani la ciorap. Da, exact, citez. La ora intrării în serviciu, asta e din declarația dânsului, după ce a fost reținut, arestat și l-a întrebat procurorii. Ea spune, nea Ismană, ce-i cu banii la ciorăpel? La ora intrării în serviciu, după ce l-am apostrofat pe fostul coleg, fostul coleg adică ăla care l-a dat în fapt. Da, ok. Întrucât a doua zi era 8 martie, l-am întrebat ce o să-i cumpere viitoarei soții. Iar el mi-a spus că nimic. Deci l-a făcut și... Da. Iar eu, zice domnul Ismană, i-am spus că am 100 de euro la ciorap. Să se noteze, vă rog, domnul grefier, la ciorap. Iar dimineață, când ies din serviciu, o să cumpăr 3 buchete de flori și 3 parfumuri pentru soacră, soție și fică. Parfumuri ieftine. Dar de ce la ciorap? Probabil că s-a gândit că dacă banii n-au miros, poate dacă îi pune în ciorap, nici ciorapul... Am o nebunie a mea, mai zice domnul Ismană, de a ascunde banii în șosetă, un în fetiș, pantofi, în buzunare ascunse. Nebunie pe care am căpătat-o la prima căsătorie. Din cauza fostei mele soții, când mi-a luat toți banii din casă și a mers să se distreze cu amantul. A fost explicația agentului Ismană. Deci nebunie de la căsătorie, cum ar veni. Faptul că ascundea banii nu înseamnă totuși că banii nu puteau proveni din mită. Au observat procurorul și judecătorul, adică doar dacă i-a spus, nu înseamnă că sunt câștigați cinstit. Interesante și circumstanțele în care s-a produs și a fost documentată șpaga. Deci echipajul a tras pe dreapta, noaptea târziu, o mașină. Șoferul, altfel președintele Ligii Arabilor Sirieni din Timișoara, a dat actele la control și polițiștii au constatat că nu avea ITP. Deci l-au anunțat că potrivit legii ridică plăcuțele și talonul. În acel moment, citesc din dosar, Gazal Hamui Wada a scos un teanc de bani, paranteze euro, din buzunar și le-a spus celor doi polițiști să cadă la o înțelegere. Adică zavaga na javel încât zavia bine. Mă înțelegi? Hai, cum facem dacă înțelegi ce vreau să spun? Da, generosul Gazal îi se adresează aici. S-a spun. Da. Ce vreau să spun? De ce vreau să spun? Și domnul Ismană a priceput imediat ce trebuie să facă ca să fie bine, să nu fie rău. Să facă. Să facă. Colegul a înțeles însă imediat ce nu trebuie să facă, așa că în timp ce Nea Ismană se căciula pentru 100 de euro, el și-a anunțat șeful. A fotografiat talonul, din care reieșea că inspecția ITP-ul e expirat, scrie adevărul, și a transmis fotografia șefului, care l-a întrebat, ești sigur că ai văzut asta? Îl întreabă șeful. Și ăsta răspunde, șeful tremur de frică. Credeți că mă joc cu asta sau vă deranjam? Adică mă scuzați că vă deranjez, colegul tocmai aș pagă. Și acum e suspicios. Cu cine vorbesc? Ce vorbesc? A venit răspunsul polițistului. Deci, foarte tare colegul oricum.
un fel de training day de România, de adevărat, pentru o șpagă de 100 de euro. Cât de mine mă miră că a dat euro și nu avea dolari la el. Cine? Domnul Sirian. Gazal, ceva. Deci de la Marele Satan, cum? Nu dolari. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.